Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox. Se pare că am un gât foarte lung, dar ce se întâmplă? A, să jucăm la fiecare secundă, gâtul crește cu un centimetru. Ia uite-te. Nu pot să cred așa ceva. Ia uitați, oameni buni, în viața mea nu am mai avut gâtul așa. Zici că sunt o girafă. Și dacă apeși pe E? Wow. Am pusat pe E și ce s-a întâmplat? Apăsă pe R? Apăs pe R. Și sar. Ah, ce bine. Și uite care se șmecherie. Vino aici după mine. Vine aici după mine să vedeți. Și apropo, voi rupeți butonul de că astăzi o să jucăm sari cu gâtul lung. Sari cu gâtul lung. Deci uite ce faci, Cristina, apeși pe E, da? Da. De aici, stai cu gâtul așa. Ăsta e gâtul tău? Ok, ăsta e gâtul meu. Apeși pe E, da. Oh my god, ce se întâmplă? Și după aceea dai pe R. Da. Și în față și așa sari. O, ai pe bune. Te-ai prins, da. Apeși pe E ca să-ți crească gâtul. Deci pe ea apăsăm și ne-a crescut gâtul, da. Și după aceea apăsăm pe R ca să sărim. Ia, da. Uitați-vă și la noi. Numai așa poți să ajungi. Deci nu pe pot R, să cred așa ceva. Nu, numai așa poți să sari. Cu ajutorul gâtului poți să sari. Deci nu pot să cred. Mă, dar uite că mie nu mi-e gâtul destul de lung, nu știu dacă o să pot să sar în partea asta. Eu am gâtul puțin mai lung. Stai puțin că îți crește în fiecare secundă. Tu ești mai gâtos. Așa. Ia uitați-vă la mine. Mai am încă puțin. Trebuie să-ți crească încă gâtul. Încă puțin să-mi crească. Trebuie să aștept să crească gâtul. Uite, așa, aștept. Trebuie să aștept să-ți crească gâtul. Deci, uitați, mi se vede moțul. Trebuie să ajungi cu nasul acolo. Ia să vedem, mi se vede nasul. Să ajungi cu nasul. Ia să vedem, să vedem. Nu, tu nu mai apăsa pe el. Odată ce ai dat, nu crește. Ok. Ia uitați-vă la mine. Cred că poți. Așa. Și acum, Cristina, până ne mai crește gâtul ca să mergem pe toate astea de lungi. Haide să explorăm pe aici. Tu poți să faci gâtul mic dacă faci pe Q. Da, ce bine. Ești normală. Gata, sunt normală. Și mai mult decât atât, uite-te, Cristina, la mine. Dacă apăs pe E, dau așa câte puțin și poți să-l dau treptat. Poți să dai câte puțin, știi? Serios? Da, bun. Hai să vedem ce putem să explorăm pe aici. Da, ia uitați-vă. Uite, Cristina, uite-te, Evil Company, poți să ajungi peste clădirea aia din față și serios? Trebuie să mergem și pe girafă. Dar unde să mergem prima dată? Hai puțin în casă să vedem despre ce este vorba. Haide să vedem. Și uite aici îți măsoară cât ai gâtul de lung. Oh. Ca să mergi 10 metri, 20 de metri, eu cât am de lung. Știți cum se cheamă ăsta? Gâtometru. Gâtometru, vezi cât am, dar ai unul la gâtometru. Dar știți ce vreau să-mi zică cuculii și în comentarii? Ce înălțime aveți voi? Ia să vedem cât de înalt, deci eu sunt foarte curioasă să văd cât de înalt sunt cocolicșii noștri. Ia scrieți în comentarii. Hai să vedem, dar fără să umflați deci acolo. Deci tu ai aproape 5 metri gâtul, e eu bine. Eu am aproape 5 metri? Da, eu am 8 metri. Dar tu de ce ești așa de înalt? Ce ai făcut? Ce ai mâncat? La ce cantină ai mâncat? Am intrat în joc mai înainte ta. Ce chestia asta? Balpit, bat cu giraf, ok, cu mingi. Acolo putem să ne jucăm. Auzi, Cristina, cu mingile. Dacă avea gâtul, uite, așa de mare. Nu cred că aș mai putea să mai intru. Ia, uite că eu nu pot, nu pot. Trebuie să-l mișorez puțin, așa. Vai, ce, ia uitați-l pe Felix, vreau să te văd. Ia uite-te. Ia uitați-l, uite, stai acolo și mă uit la tine. Vai, Felix, ce amuzant e. Fă-ți puțin, apasă pe doar puțin. Să mă fac și eu? Puțin apasă pe. Ia uitați-vă la mine. Așa. Și dacă dai pe Q puțin. Pe Q ți-l mai mișorez, da. Cât vrei tu. Așa. A, ce amuzant. Deci în casa asta practic nu locuiește nimeni. Dar uite că avem... Sau... Cristina, fii atent că împing tavanul. Apasă pe E în continuu și tu o să împingi tavanul. Hai să-l împingem. Tu împingi tavanul. Da. Aha. Mamă, casă modernă. Împing tavanul. Wow, nu mai deschizi geamul, pur și simplu împingi tavanul. Da, și dacă mergi la marginea casei și împingi tavanul, poți să sari din casă. Ok, sar tu. Deci eu am, tu ai 66 metri 40 și am 10 metri. Eu cred că oamenii care au locuit în casa asta au ajuns atât de înalți încât au trebuit să plece, n-au mai încăput. Fii atent, aici nu vine să cred, Cristina. Ce? Trebuie să ai 9 metri și jumătate, că altfel o să te neci. Pe bune. Deci eu trebuie să văd asta. Ia, hai să vedem. Hai, uite, ne înălțăm. Tu ai 76 metri, cred că o să te neci. Ia, hai să vedem. Oi, de mine m-am necat. Da. Deci trebuie să ai 9 metri jumătate, că altfel o să te neci. Ce tare! Mama, 7 metri, eu am 11 Felix, metri. Felix, uite, mai este chestia asta, uite. Care chestie? Asta din față. Hai că vin și acolo. Hai să vedem. Aici trebuie să faci gâtul mic, trebuie să faci gâtul mare ca să treci. Haide. Hai să vedem așa, uite, prima dată ești cu 0. Dificultate 1. Oh my god. Ce se întâmplă aici? Pe unde merg? Printr-o ușă dintre asta? Așa. Nu, se pare că nu trebuia să mergi prin ușa aia. Ok, și tu ai pățit-o. Da, nu trebuie să mergi prin ușă, nu. Ce trebuie să faci? Stai puțin. Stai să vedem. Poate trebuie să sari. Nu știu. Stai să vedem, difficulty. Hai să vedem ce fac și ăștia, stai să mișorez gâtul. Ok, dar faza este că te ia cu viteză, știi? Deci, zice că trebuie să fii înaltă de minim 12. Fă-te înaltă de 12. Păi mamă, am făcut cât am făcut. Așa. Aha. Și aici trebuie să te faci înaltă de 28. Dar n-am reușit în aia. 29. Am reușit? Hai să vedem. Deci, ai înțeles cum este? Da. Sau trebuie să ți-l micșorești și ți-l mărești în funcție de fiecare pas. Na, aici zice să-l faci minim de
12. Apasă păi pe. Păi și cum calculezi? Minim de 12. A, bine. Și aici? Mi-l fac și mai mare. Minim de 28. Încă să treci. Apasă pe, da? Ăsta e maximul. Păi n-ai făcut bine, stai puțin că ți-l da, explic. Da, ăla eram eu maximul. Oh, gamerițo. Wow. Deci te duci acolo prin asta, da? Da. Fă-te mică. Să vedem, mă fac mică. Așa. Și mergem aici. Așa, și la următoarea te faci peste 12 și te duci în dreapta sau în stânga, nu mergi prin zidul roșu. Ah, da, da, da. Hai, fă-te. Stai să vedem. Dacă mi-e frică. Așa. Ai de mine, ești total. Uite aici. Ai pierdut. Am pierdut. Pe n-ai făcut. Am pierdut. Ai de capul meu. Hai, mai încearcă o dată că văd că ești, na. Sunt o mega gameriță. Nu, ești pe lângă. Hai. Sunt pe lângă. Ești pe lângă. Bun, deci tu trebuie să treci prin asta. Mergi prin aia prin dreapta, nu mergi prin centru. Bun. După aceea du-te cât să mergi în dreapta și fă-l la mare de tot. Hai să vedem. Și fă-l mare. Stai. Pe E. Așa, gata. Și du-te. Așa, să vezi. Deci mergem pe aici. Și ăsta, fă-l puțin mai mic pe Q, puțin mai mic. Nu, puțin mai mare? Mai una. Gata. Ai trecut. Okay. Fă-te mică. Mă fac mică. Și treci prin dreapta, vină după mine, da? Trec și acum fă-te maxim. Pe E, mă. Și când apeși aici, să treci ăsta, apasă pe R ca să sari. Pe R? Ai de mine. Da, pe R ca să sari. Ok. Dar nu mă lasă. Ba da. Ia uite-te. Sunt așa, maximă. Și acum apas pe R și sar. Așa. Așa. Și... Ok, și acum? La din față te faci peste 45. Oh my god. Ok. Și acum? Așa, fă-te maximă. Oh, n-am ajuns la sfârșit. Eu am terminat, am câștigat. Ai ajuns? Dar stai puțin că s-ar putea să trec prin asta cu apă. Cât ai? 108. Ai, perfect. Ai dat atâta trebuie. Ia uitați-vă cum merg prin apa asta. Mamă, și mergem în lumea cealaltă. Ia uitați-vă la mine. Și mergem în cealaltă lume. N-ar fi comic așa să trecem oceanul? Da, n-aș ști ce se întâmplă acolo jos. Așa, la picioarele mele. Să mă fac mic acum. Și m-aș îngrijora pentru picioare, că nu le văd. Să ne facem mică. Eu am 161 de metri, 114 metri, bine. Hai, mai facem și asta, dar asta e mai grea și ne puteți mai grea? Da. Dar e foarte simplă. Deci, uite-te, la asta e foarte simplă. Mergi prin stânga cu mine, da? Da. Și la următoarea trebuie să ai undeva la 17 minim, da? Da, eu trebuie să mă uit pe tastatură de fiecare dată. Și la următoarea trebuie greu. Să ai peste 75, peste 45. Iată, 47. Prima dată ți se pune gâtul orizontal, ai văzut? Da. Eu am reușit să trec. Bun. Uhuh. Vrei să treci asta încoată? Poate acum reușești. Asta de aici. Haideți să vedem. Și după aceea facem turnul la mare. Deci e foarte simplu. Du-te în dreapta, de exemplu, da? Bun. Nu te mai uita pe tastatură, că apeși E-ul este lângă tine și Q-ul lângă tine. Păi da, dar trebuie să mă uit pe tastatură. Așa. Și aici te faci de minim 12 și rămâi așa. Ok. Și asta te faci peste 28. Ok. M-am făcut peste 28. Da. Așa. Și următoarea te faci mică. Și acum mă fac mică. Da. Mamă, așa. Hai că încep să mă mai pricep. Și asta ți-o faci la mare de tot, mare. Ok, mare. Și acum trebuie să... Așa. Și apeși R. Așa, și asta ți-o faci peste 45. Uh-huh. Peste 45, repede. Dar de unde să mă mai fac? Gata, am sfeclit-o. Auzi, acum putem să ne urcăm și pe chestia asta. Hai să vedem că poate urcăm, reușim să facem pe ăsta. Și e unul și mai greu. Să ia uite-te, ceva. clic. Auzi, trebuie să apăsăm pe R, că nu mai știu. Da, fă-te la maxim. Da, și apăs pe R. Da, și acum sărim câte vreo 2-3 deodată. Ia uitați-vă unde ne-am dus. Deci apasă pe R și pe R. Mamă, dar ce înaltă sunt. Deci numai R și R, da? Da. Așa. Și E trebuie, nu ca trebuie. Să-ți faci. Nu, merge pe numai pe R. La mine nu merge. Deci stop. Apasă pe R, okay. Da? N, R. Ok, și R. Ia uitați-vă la mine. Clic! R. Așa. Am ajuns sus. Și ai ajuns. Ia uite-te. Am ajuns sus. Și dă-i collect. Two wins. Ai dat collect, yay, da? Yay, am dat E. Așa. Da, collect. Este. Și acum... Nu. Ce? Ne-au făcut mici? Ne-au făcut mici, că ne-au dat collect. Ăsta e genul ăla de joc care ți se dă un fel de rebirth la win. De mine. Știți că am mai jucat noi un gen dintr-o ăsta? Mamă, Cristina. O să vină? Și cât am stat? Dar ce? Am crezut că e un fel de dropper. Ok, asta e lumea oamenilor cu gât lung. Da, dar eu nu mai avem gâtul lung. Spend your wins on pet. O să fie Petru curând. Uite, pe bune, și Petrule o să aibă și ele gât lung. Unde ești? E aici un turn, dar nu cred că mai reușim. Mamă. Da, unde e camerul? Jos. Aici? Nu, partea cealaltă, nu. Aici, partea asta cealaltă. Hai să vedem. Uite, mă vezi, arată pe mine acolo poză cu mine. Mamă! Ăsta voiam să-l treci ăsta, dar faza asta cu insulele... Turnul ăsta așa mare. Mamă, ce gât lung. Felix, acolo pe nor. Cred că este o căsuță. Dar și cum ajungea? Cam un gât Frate, de o palmă. Frate, ăștia sunt oameni? Sau ce sunt alea? Care? Da, uite ce gât lung are ăla. Ce mai mare de pe server. Da? Nu vezi? Uite la asta din față. Asta scrie God. Are cel mai mare. Du-te la el. Scrie God? Da, și uite în sus. Are cel mai mare de pe server. Văd. Și ca să ajungă la nori acolo.
Păi la poate să ajungă în America numai cu gâtul. Pe cum, la America e în cer? Păi nu, dar face așa, își duce gâtul pe, pe o parte? Pe o parte și gata, deja e în America, nu mai trebuie să meargă cu avionul. Gândiți-vă că t-ar costa un masaj la gât. Sau un fular. Ce fular va trebui. Cristina, e o hai problemă. Să vedem. Eu nu pot trec nici de-a doua. Ia să vedem. Putem să trecem de-a doua. Gata, am putut. Hai că putem, pas cu pas. Ceva merge, dar parcă acum și ne blocăm. Parcă văd. Ia uite, gata, deja ne-am blocat. Ne-am blocat. Cristina, suntem aceeași înălțime. Tu ești suflet... băiatul și puțin mai înalt. Știți că băiatul se poartă cu un centimetru măcar. Un centimetru. Uite-te. Un centimetru. Ia uite-te la mine. Mai am reușit. Urea. Am reușit și eu. Păi am trecut că-s femeie și femeia n-are răbdare și apasă mai repede. Gât. Cristina, de. Putem să cumpărăm 100 gât. Hai să vedem. Stai puțin. De unde? Uite, 100 de aici, gât, 100 da. Cumpăr 100 gât. Bun, cu 68. Hai că merge. Ne dai merge. Și un fular bonus? Nu cred. E fără bonus acum. De sărbător nu-i cu bonus. Și uite ce gât ai acum. Ia uite-te în jos, în sus. Să mai șmecheră. Să nu mai dai la accept win, că până la urmă... Nu mai. Tu m-ai pus. Păi da, nu m-au zis, vezi că dacă dai, pierzi tot ce ai adunat. Ia uitați. A, tot nu putem. Oh, da, va trebui să mai așteptăm aici. Auzi, mai avem câteva culori din curcubeu. Dă-i 250 gât, hai. Dăm 250? Hai să facem treaba bună. Haide să avem cel mai înalt gât din istoria omenirii. Ia uitați-vă la Cocolix cu gât mare. Mamă. Oh my god, vezi că și aici cred că o să fie un... Un ce? Un win dintre ăsta, să nu-l iei. Uite, Cristina, eu sunt la asta și trebuie să mai cresc. Am 1000 gât. Ai ajuns sus de tot? Ia uite și tu. Am 1000 gât și tot nu pot. Cât îți trebuie? Deci ia uitați-l, ăla-i nenea. Am 400. Pe care noi nu o să luăm. Știți? Că ne fraierește. Eu am sărit pentru că nu vreau să-l mai iau. Nu, dar am vrut doar să ajung până... Ah, ok. Nu mai iau, că din greșeală eu gamerit sau să pot să-l iau. Ia, Cristina, ia-ți revanșa și ia acum să treci aia din față. Că până la urmă e vorba de skill. Asta? Da. Vrei să mă duc acum? Da. Auleu, ce am sărit de la înălțime, mi s-a făcut frică. S-a mișorat, s-a mărit gâtul. P-am sărit așa și mi-e frică de înălțime să sar. Așa. Bun. Deci știi cum se face aici, da? Da. Că e foarte simplu după ce, na. Când ai puțină experiență, uitați, acum avem competiție. Să apeși pe, nu pe R, că pe E, R crești maxim, da? Deci mergi în dreapta, îl crești peste 12 pe E. Peste 12. Și rămâi așa. Și mărește-l peste 28, mai puțin pe E. Mai puțin. Încă una, așa. E bine. Mică, mică, mică. Pe ce? Pe Q. Pe Q, mică. Și duci în dreapta. Q! Am apăsat pe Q și nu s-a întâmplat nimic. Da, știi din ce cauză? Din ce cauză? Din cauza că tu ai avut prea mare gâtul. Și când ai trecut de aia, hai încă o dată. Încă o dată. Încă o dată, păi da, așa se face în viață. Încă o dată și încă o dată. Stai că mai sunt și alte chestii, Felix, aici. Ce chestii? Unde? Păi uite la chestia cu Evil Company, nu vrei să mergem? Haide, dar nu cred că avem gât destul de mare. Hai să vedem. Nu cred. Ia avem... uite-te, hai să trecem mapa. Bă, ăsta are gâtul 3000. Am crezut că nu avem gâtul mare. Ia uite cum mergem pe deasupra apei. Oh, am uitat să-mi pornesc gâtul și m-am unecat aici. Vai. Tot timpul să vă porniți gâtul atunci când mergeți. Pornește-l. Gata. Stai să vedem aici pe Q și să intrăm aici înăuntru. Poți face ceva? Ce scrie acolo? Mega Skyscraper. 12 wins. 12 wins, deci dar nu știu eu dacă am 12 wins. Nu, îți dă 12 wins dacă câștigi. Ah, ok. Dar n-ai cum, că suntem 3 sferi din bloc. Și nu putem să intrăm aici, nu ne primește. Păi n-am chef să mai dau Robux. Ah, deci pur și simplu. Trebuie să fii atât de înalt încât să ajungi direct pe clădire. Dar fii atent că dacă dai E, poți să ajungi la un etaj. Poți să ajungi la un etaj? Deci apasă Q, să faci mai mică. Da. Și dai până ajungi la etajul ăla. Ah, ok. Stop. Și putem să intrăm aici? Nu știu dacă poți să intri, dar cel puțin poți să vezi. Nu, cred, pe sticlă. Cred că doar poți să vezi și poți să vezi etajul de mai sus. Aha, deci ne uităm. Știți cum... poți să mergi pe stradă și să te uiți în casele oamenilor pe geam. Mi se pare așa de... Cam așa facem noi acum. Mi se pare atât de amuzant. Mai este una mai sus. Mai suntem cu clădirea aia, Coming Soon, o să fie... Da, Coming Soon, oraș. Șmecherie. Ok, și hai să încercăm să o facem pe asta, uite-te. Care? Asta de aici, de lângă noi. Iubirea, o facem, dar asta e mai grea decât ea dinainte. Păi da, hai să vedem, poate cât de cât. Na, hai, eu... Femeia este curioasă și vrea să vadă. Deci, zic eu, aici facem 0. Și asta peste 17. Și asta peste 45. Am făcut 50. Și te oprești la asta. Femeia este curioasă și este varză. Hai să văd cine sunt stare. Da, nu, dar du-te și tu. Păi nu, dacă nu reușești tu, le arăt eu, nu? Deci vă uitați așa la mine și mergem încet. Și aici apăsăm pe E de până la 17. Gata, ai pierdut? Fac am eu? Pierdut. Bă, nu mă supresc, am pierdut. Gata, ești gata să vă uitați la mine? Ia uitați-vă. Da, uitați-vă la camera. Deci mergi prin asta, da. Și după aceea trebuie să mărești peste 17. Și am mărit așa, după aceea trebuie să mergi peste 4, 45.
Ce am făcut 46. Asta trebuie să o faci la maxim, da? Așa, okay. Dai R. Ok, fac pe asta, trebuie să fii peste 12. Ok, și asta trebuie să fii peste 28. Fac 30. Ia uite ce ușor. Vezi ce fain? Da. Așa, și după aceea ne facem mic. Mic, așa. Mic. Și acum, la următoare e foarte așa, că trebuie să te faci mare. Și trebuie să sar peste ea, știi? Ce când mare te-ai făcut, nici măcar nu-ți mai vezi picioarele. Da, sar peste ea și asta trebuie să faci peste 48. Să-mi fac, nu știu. Peste 45, ia să vedem. E bun. 49, nu știu dacă e bine. 45.39, ia uite aici. Hai de mine. Așa. Și n-ai voie să atingi nici zidul ăla din deasupra capului? Nu, n-ai voie să atingi nimic. Ah, păi asta e chestia. Și acum mă fac mare. Fă-te mare, mă. Așa. Și treci cu totul peste. Și dau R. Iuhu, și gata. Ia uite-te. Și nu dau win-uri că le pierd. Adică efectiv pierd totul dacă dau de aici. Da. Mai bine mă arunc. Așa. Tare. E tare. Cristina, noi acum am putea să trecem peste ăsta fără problemă. Hai să urcăm pe ăsta repede până sus. Hai să vedem. Hai să vedem. Ia uitați cât de mari suntem. De ce mi-l măresc de pe acum? Mm-hmm. Cam am avut impresia că și tu să nu dai la win-uri că... Îți trebuie 500 ca să treci asta. Ok. Și cred că avem destul de... O ducem destul de bine. Ia uitați-vă. Ia uite și tu. Așa. Super și cum tare. Facem? Pe R? Da. Numai pe R joci. Deci numai pe R. Ok. Pe R. Ne facem gâtul mare și sărim. Gât mare și sărim. Gata. Hai să vedem dacă reușim să facem tot curcubeul. Eu sunt deja ajuns. Tu deja ai ajuns? Da. Dar ce rapid ești tu. Ia uitați. Oi de mine. Nu. Apasă R? Nu pot. Da. Apasă R. Uite-te. Ăsta e maximul meu. Ține apăsat pe R în continuu și apasă pe ea. Oh. Aha, deci eu se pare că aveam un gât și mai lung. Ia uite-te. Frate, de cum am gât atât de lung? Păi eu dacă apăsam pe E. Da, ia uite-te. Mi-l făceam maximum. Fă-ți. Ajungeam din două sărituri. Păi asta zic și eu, ia uite-te. Ia uitați-vă la mine. Apăsă pe R? Trebuie să apăsa și pe R dacă vrei să meargă rău. Mai mult. Ok, dar ce câte butoane apăs aici și E și R și W? Hai să vedem. Mai putem? Nu, ieși pe asta că nu-ți poți face din prima. Ok. Și după aceea gata, reușești. Și acum R de la reușesc. Wow. Ce sus. Mai de aici. Faza este că dacă de aici apeși pe E, să vedem cât de sus ajungem. Vedem ce e prin cer. Deci uite-te cât de înalt suntem. A, uite-te, Cristina, auzi, da. Întrebarea mea este... Aoleu, am căzut. Tocmai am vrut să le arăt. Oare cumva putem, dacă vă uitați aici, este o clădire aici pe nor. Ia stai să vedem, să mă duc înapoi sus. Este o clădire pe nor. Ia uite-te. Și mă gândesc, cred că poți să ajungi pe ea din apă. Din apă? Știi? Da. Ce faci? Lasă, că vin înapoi la tine. Mă primești lângă tine? Nu prea. Primesc doar pe aia care au gâtul lung. Acum uite și tu ce gât lung am. Ce drăguță sunt. Trebuie să apeși pe R. Bă. Dar nu acum. Lasă. Am zis nu. Eu rămân aici. Uite, se vede și de aici de la mine. Da. Clădirea asta, uite, te vezi? Clădirea, uite asta de aici, asta. Ăla o să fie coming soon. Nu, ăla nu e coming soon, ăla este iubita. Este deasupra apei, dar nu avem gâtul de 1000. Ok, trebuie să ai gâtul de 1000, că dacă ai gâtul de 1000, duce pe clădirea mamă, pe când se pune update. Și noi de cât avem? 500 și ceva, nu? Ok, șmecherie. Pasă pe ăla. Ia, uite, am de 541. 549, eu am 538. Bun, super tare video, rupeți butonul de cocolai. Când dăm episoade cât mai faine de Roblox și noi ne vedem data viitoare. Pa!